este bine echipată din punct de vedere teoretic. Chiar în discuția pe care am avut-o, în momentele când încerca să evite un răspuns prompt, a enunțat câteva lucruri extrem de... care arată că are o pregătire teoretică temeinică. Marea problemă a dânsii este lipsa de practică. Adică a venit prea repede direct în funcția de ministru fără să fi administrat o companie întâi, să știe că sunt niște plăți, că sunt niște... Din funcția ta sau e nu, suficient? Nu m-aș pronunța, eu aș fi mai îngăduitor cu dânsa, mult mai îngăduitor cu dânsa decât cu premierul. Deci, din ce am înțeles... Pentru că ea a fost un om folosit la întâlnirea, folosit de premier și aruncat în gura lupului, dar pe urmă a vrut să o compenseze, spunând, vai cum a batjocorit-o președintele pe doamna ministru. A vrut să o... menajeze, da. A vrut mai mult să o martirizeze și să o folosească, să vă arate. Da, să deturneze toată... A încercat să deturneze toată discuția deci, de acolo. Deci, lipsa de zonă. Caracter al lui Victor Ponta s-a văzut și din modul cum a sacrificat-o pe doamna ministru, pe care eu n-aș fi sacrificat-o niciodată. N-aș putea să fac așa ceva niciunui bărbat și cu atât mai puțin unei femei. Bun, dumneavoastră spuneți că l-ați fi preferat pe domnul Gherghina, dar dacă devenea domnul Gherghina, nu avea ce să spună. Nu, ăla mi-ar fi spus cinstit, domnul președinte, fără taxe nu se poate. Deci eu știu pe Gherghina. E clar. Deci Gherghina venea și spunea, de fapt eu știu acest somn din interiorul Ministerului de Finanțe, să nu credeți că trăiesc din ce îmi spune Victor Viorel. Am văzut că aveam deja niște date. De multe ori noastră cereți direct la Ministerul de Finanțe anumite informări. Da, mie îmi trebuia... Și vă vine execuția bugetară în fiecare lună. Îmi vine în fiecare lună execuția bugetară și evoluția personalului bugetar. Problema aici este alta. Eu am o coresponsabilitate când promulg legea. Am experiența legii salarizării cu profesorii și nu vreau, chiar dacă plec, nu vreau să se spună și a bătut joc de noi, n-a încercat să clarifice lucrurile și Ponta să spună în decembrie, păi a promulgat-o președintele, de ce nu ne-a dat-o înapoi, cum spune acum, dați-ne înapoi, domnul președinte. Și el își dă seama că e un cartof fierbinte, ar vrea să scape de ea cumva, dar să scape cu mâna altuia. Vreți să spuneți că el nu are un interes real să treacă CAS-ul? Da, el are un interes real să pară apărătorul CAS-ului, dar când trebuie să-l susțină cu date, știe că nu poate. E imposibil să nu știe ce știu și eu din finanțe. Am văzut că aveați niște date și spuneți dacă se aplică modificările la codul fiscal așa cum este, cum era el pe site-ul finanțelor, erau doar un plus de 1,1 miliarde de lei. Deci 1,8-1,9 miliarde ar fi adus în plus. Rămân 3 miliarde. Da, la președinție avem evaluări relative, nu am aparatul pe care l-au finanțele să calculeze. Da. Ei știu câte clădiri sunt, cum cresc, câte mașini, câte... Însă evaluarea noastră este că ar fi adus un 1,8-1,9 miliarde în plus la bugetul de stat. Problema este însă alta și aici joi voi avea o discuție și cu comunitatea de afaceri, cu câțiva reprezentanți, nu pot să o am cu toți. Problema este că reducerea CAS-ului adâncește un deficit structural pe care îl avem. Nu este un deficit temporar. Să spunem, dai prime de Crăciun. Ăla e un deficit temporar dacă ți-l creezi, dă Dragnea lucrări la primari în zone în care știe. Este un deficit temporar dacă într-adevăr îți creează un deficit acea alocare. Nu e repetabil. Când creezi un deficit la fondul de pensii, el este un deficit structural pe care îl duci după tine și trebuie zeci de ani, poate. Da. Domnule președinte, vă propun să trecem la următoarea temă. Veți pleca la Consiliul European în câteva ore. E aici Consiliul European a doua zi după alegerea domnului Juncker ca președinte al Comisiei ieri în Parlament. A apărut și disputa
A revenit disputa cu premierul României. Vreau să discutăm lucrurile astea. Aș vrea să vă întreb însă, în primul rând, ce se va întâmpla astăzi la Bruxelles. Obiectivul minimal de astăzi este întâlnirea noului președinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker, pe care România l-a susținut, ca să știți că am fost de partea câștigătoare. Da. Ne amintim de creațiile cu Martin Schulz. Dumneavoastră cu domnul Juncker erați cei mai vechi în Consiliul European. Da, dar acum eu am rămas cel mai vechi, pentru că domnul Juncker abia acum revine. El a plecat după ce a pierdut alegerile acasă, în Luxemburg. Deci, primul obiectiv este acesta, contactul Consiliului European cu noul președinte al Comisiei și viziunea noului președinte al Comisiei cu privire la ce urmează să întâmple, la priorități. Sigur, Consiliul European a avut grijă ca la întâlnirea anterioară să adopte o agendă strategică până în anul 2020. Deci, domnul Juncker vine deja pe o agendă stabilită de Consiliul European. Aceasta va deveni un document care trebuie respectat, că așa e regula în Uniunea Europeană, dar președintele Comisiei Europene poate să vină cu îmbunătățiri. Dar obiectivele stabilite acolo sunt obiective deja ale Uniunii Europene. Al doilea lucru foarte important, discutarea situației din Ucraina. Și un element fără de care nu vom pleca de acolo, chiar dacă e programat să terminăm ședința Consiliului în jurul orei 22, în seara aceasta, nu exclud posibilitatea să ne prindă dimineața, pentru că va trebui să desemnăm înaltul reprezentant înlocuitorul doamnei Ashton. Înaltul reprezentant pentru politică externă. Abia după ce președintele Comisiei și înaltul reprezentant sunt validați de Consiliu și avem președintele deja validat și de Consiliu și de Parlament, și după ce rezolvăm problema înaltului reprezentant pentru politica externă a Uniunii, se începe oficial discuția despre ceilalți membri ai Comisiei. Deci în realitate s-a discutat și la Consiliul trecut și la Consiliul acesta și se vor continua discuțiile și în după amiaza asta și noaptea asta, fiecare încercând să-l convingă pe Jean-Claude Juncker să-i accepte propunerea de comisar, pentru că... Noastră veniți cu numele domnului Cioloș? Categoric da. Este în baza unei discuții pe care am avut-o cu premierul, chiar dacă văd că astăzi... Spune că n-aveți mandat. Da, eu nu am nevoie de mandat, eu am obligația să apăr interesul național. Și vă pot spune că și în timpul guvernului Tăriceanu, și în timpul guvernului Boc, desemnarea a făcut-o guvernul. Da. Dar în bun acord cu mine. Când Tăriceanu a încercat să o facă de capul lui, cu Vosganian, fiind cocoș cu Vosganian, nu s-a putut. De ce? Pentru că în tratat, și asta trebuie să citească Victor Viorel, în tratatul consolidat al Uniunii Europene scrie următorul lucru la articolul 17, paragraful 7, aliniatul 2, ca să fiu foarte precis. Consiliul, de comun acord cu președintele ales, deci cu Jean-Claude Juncker, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează pe baza sugestiilor făcute de statele membre. Deci sugestiile făcute de statele membre. Și atunci dăm la articolul 80 din Constituția României, președintele României reprezintă statul român. Punct. Dacă Victor Viorel a crezut că face un joc public, mințind din nou,
pe seama interesului național al României. Eu nu voi permite acest lucru. Pentru că el trebuia să deruleze o procedură acasă, să propună Parlamentului, este conform legii, legea, scuzați-mă, vreau să fiu foarte precis pentru că simple declarații nu sunt suficiente. Legea 373 din 2013, care la articolul 19 spune așa: Parlamentul României va fi informat de către guvern în legătură cu nominalizarea persoanelor în vederea ocupării unor funcții în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Comisiile de specialitate ale Parlamentului vor audia persoana nominalizată de guvern pentru funcția de membru al Comisiei Europene. Deci, eu nu vreau să am o reacție la declarațiile lui Victor Viorel. Dar la ora asta, când președintele Comisiei este desemnat, România trebuia să aibă scrisoarea trimisă de guvern cu numele celui pe care îl susține, ca urmare a procedurii prevăzute din lege. Acum, iertați-mă, nu vreau să zic, dar doamna Anca Boagiu este președintele Comisiei de Integrare Europeană din Senat. Ea trebuia să fie prima care să spună: n-am primit nimic de la guvern. Nu știu ce fac alții. Eu mă duc la Consiliul European ca președinte al României și vreau să fiu foarte... Eu nu-mi pot permite astăzi să nu spun un nume lui Jean-Claude Juncker, pentru că știu că pe portofoliu pe care îl vizăm noi mai sunt și alte state. Nu pot să spun, primul ministru n-a făcut procedura la noi acasă. Păi, și, dacă obiectivul meu este să menținem un portofoliu greu al Uniunii Europene. Avem șanse, domnule președinte, să o facem? Eu încerc, dar în jocul ăsta pe care îl face, pentru că eu i-am spus premierului la telefon, sper să nu conteste, pentru că nu-i bine să contești. I-am spus, zic, domnul prim-ministru, ne rămânem pe varianta Cioloș, răspunsul domniei sale a fost da. Domnul prim-ministru, atunci vă rog, cereți ministrului de externe să înceapă notificarea și tatonările cu toate ministerele de externe ale statelor membre. Să se știe că România are un nume, vizează un portofoliu și în condițiile astea, sigur, și România trebuie să facă niște alianțe. Să o susțină pe Gheorgheva, pentru un alt reprezentant, să-l susțină pe Sikorski, să susțină varianta italiană. Spre exemplu, v-am dat un exemplu, dar să știți că odată cu numirea, astea sunt lucruri pe care Victor Viorel nu le înțelege, odată cu numirea președintelui Comisiei, odată cu votul din Parlament, iar astăzi odată cu desemnarea înaltului reprezentant, cu propunerea de înalt reprezentant pentru politică externă, se declanșează un puzzle formidabil pe care, dacă stai în afara lui, pierzi. Sau e ceva minor. Stai la peluză. Și iei portofoliu pentru multilingvism. Este un portofoliu care se ocupă și de mașinile de scris din... Dumneavoastră n-ați avut o întâlnire cu guvernul în care să aveți o discuție pe scenarii. Adică, îl avem pe Cioloș la ora actuală. Nu, n-aș intra în alte detalii. Eu am avut o înțelegere cu premierul, o înțelegere verbală de multă vreme, reconfirmată, și acum văd că public spune alte trăsnei. Și dacă trăsnei. Vă pică Cioloș, dumneavoastră aveți nume de backup de la Ponta? Pe discuțiile anterioare, da, dar știu eu la cum se mai răzgândește, pentru că pentru mine confirmarea ar fi fost, am considerat inițial că, și am și făcut o declarație la Digi24, exact în baza discuției pe care o avusesem cu premierul. Agricultură, Cioloș, și poate reușim să obținem și funcția de vicepreședinte al comisiei. Poate, având în vedere vechimea... Am văzut declarația, da. Da. Acum ar trebui să aștept să văd ce trece prin comisiile parlamentare, ce propune face guvernul. Dar astăzi se întâmplă întâlnirea, el n-a știut legea, a crezut că lasă, e un secret, fac eu numirea. Nu, nene,
Tu ai cerut legea asta în 2013 și este scris.